scalp curat, un fir de păr subțire, o îngrijire corectă, puțin uscat. Deci avem în zona asta puțin uscat scalpul. Așa începe totul în momentul în care alegeți trecerea de la vopsea organică cu o testare a scalpului pentru a se vedea dacă există agresiuni în urma colorărilor chimice. Este vorba de o diagnosticare care se face la nivelul scalpului și a firului de păr. Acolo putem regăsi o serie de probleme la nivelul scalpului asociate precum descoamarea scalpului, deshidratarea acesteia, mătreața uscată, mătreața grasă, dermatită, psoriazis. De multe ori găsim eczeme. Eczemele sunt niște efecte ca urmare a alergiei, așa cum spuneam, la ingredientele paracinel, diamină și rezorcinol. Fiecare colorare a părului în mod organic presupune, de fapt, un program personalizat de tratament. De exemplu, dacă avem un păr deshidratat sau un scalp de asemenea descoamat, sigur că vom începe cu vopsea vegană care conține un factor natural de hidratare vegan într-un procent foarte mare, pe bază de vitamine și antioxidanți veritabili, precum extractul din sâmbure de strugure, precum extractul din floarea soarelui, uleiul de măsline și uleiul de argan certificat. Amoniacul nu există, însă culoarea este la fel de intensă, acoperă firele albe și este rezistentă. Teama de a nu-și distruge părul a făcut-o pe Andreea să încerce colorarea vegană. Ultima dată când am fost și m-am vopsit, e adevărat că scalpul meu este mai sensibil și am început să simt ușoare usturimi. Mi s-a făcut un tratament personalizat. Și pentru că acum aveam nevoie de mai multă hidratare, mi s-au recomandat anumite produse pentru hidratare, iar când voi avea nevoie de mai multă corpulență, pentru că am un fir de păr foarte subțire, o să mi se facă din nou acest tratament personalizat. Rezultatele, spun hairstyliștii, se văd de la prima aplicare. Andreea, când a venit, a avut un scalp foarte uscat. Și acum are un scalp foarte hidratat în urma vopselii. Firul de păr este mult mai hidratat, după cum vezi și tu, are un luciu foarte puternic din cauza hidratării. Părul arată și scalpul arată mult mai bine, mult mai hidratate și mult mai sănătos. Dincolo de faptul că repară sănătatea scalpului, vopsea organică, spun specialiștii, are și efect de anti-îmbătrânire. Că despre efectele negative sunt eliminate aproape în totalitate, așa că șansele de a avea o iritare a pielii sunt extrem de reduse. Nu există restricții în ceea ce privește frecvența colorării părului, iar prețurile nu sunt cu mult mai mari decât în cazul vopsirii chimice.